trebuia să plec până în Australia ca să-mi dau seama cât de mult iubesc țara mea. Uite, IT-ul e modă. Faci bani, da? Hai să merg la IT. Chiar dacă eu nu mă regăsesc, eu am să merg la IT. Ca să proiectez o soluție, tu ai nevoie de minim 3 luni de zile să te implici așa intens. Oricare tânăr știe despre Elon Musk. Cine nu știe despre Steve Jobs? Dar când vorbim despre Republica Moldova, noi avem atât de multe persoane de succes și noi nu cunoaștem, din păcate. Nu era lacuna asta sau gap-ul ăsta dintre profesor și student. Deci ne puteam să ieșim la o bere cu profesorul ca să vorbim despre lucruri individual care trebuie să-l predăm, da? Cât o să așteptăm schimbarea să vină din altă parte. Salutare, mă numesc Stella Nani, iar voi urmăriți emisiunea Direcția Succes. Iar astăzi avem o invitată specială, ambițioasa Mihaela Țăranu. Salutare, Mihaela! Salut! Bine ai venit la noi și îți mulțumim pentru că ai acceptat acest interviu. Cunoaștem că ești cofondatoarea Code for Moldova. Te rog frumos să ne spui ce presupune organizația dată și ce faci tu acolo. Salut, Stella! Bine te-am găsit! Deci Code for Moldova este o organizație care creează soluții digitale pentru societate, care vine să rezolve problemele societății în diverse domenii, cum ar fi educația, mediu, grupuri vulnerabile, și creează acele platforme, software, care ar îmbunătăți calitatea vieții în Republica Moldova. Super! Cam asta facem noi la Code for Moldova. Dar, în general, a pornit ca o inițiativă. Deci eram o inițiativă de tineri care voia să aducă un impact în Republica Moldova, vedea foarte multe lacune și noi am pus mână la mână, contribuții la contribuții și experiență la experiență, ca cumva să creăm acele software. Mai întâi să facem o cercetare amplă care să identifică problemele. După ce identificăm problemele din domeniul dat, vedem care ar fi soluțiile care ar rezolva acele probleme, da? Pentru că atunci când creezi o casă, tu mai întâi ai nevoie de un proiectant care vine să estimeze, da? Care sunt problemele familiei date. Spre exemplu, care ar fi soluția optimă pentru casa dată, da? Și uite, astfel avem și noi un proiectant care proiectează acele soluții și ia în considerație necesitățile utilizatorilor. Dacă vorbim despre educație, atunci ar fi necesitățile elevilor, da? Sau a studenților, sau a profesorilor. Și după care deja se creează niște design-uri de soluții și echipa tehnică le implementează. Adică chiar le învie, le pune, le dă viață. Foarte frumos. Și poți să ne spui ce proiecte ați dezvoltat în cadrul organizației până acum? Primul proiect a fost info19.media. Deci era o platformă unde puteai să vizualizezi cum progresează, da, pandemia, situația pandemică, cum ia amploare în țară. Și totodată puteai să vezi ce măsuri de precauție, da, să aplici. Și atunci platforma dată conecta și doctorii. O fiecare persoană putea să întrebe un doctor, uite, am simptomele date, cum crezi, e COVID, nu e COVID? După care, după platforma dată, a fost creată o altă platformă, la fel era generată cu situația pandemică din țară, e vorba de voluntar.md. Platforma dată a fost un instrument de gestiune și de conectare a voluntarilor cu oamenii aflați în situații vulnerabile, de criză. Spre exemplu, nu puteau să meargă la market pentru că erau blocați în casă, nu puteau să meargă la medic, nu puteau să-și cumpere careva produs, poate că au rămas fără job. Și atunci ce se întâmpla? Prin platformă, toate cererile date, da, de ajutor erau înregistrate și transmise la alți voluntari din preajmă care puteau să meargă să cumpere niște produse sau să-i ajute, da, să ofere timpul său în partea asta dacă nu avea timp liber. După care situația dată s-a normalizat, oamenii deja au început să meargă la market și platforma a fost creată mai mult ca drept suport pentru asistența direcției sociale din Chișinău și atunci unele funcționalități au fost modificate. Spre exemplu, la un moment, doar în weekend oamenii merg să livreze, da? Să ofere cel prânz cald sau careva, nu știu, produse farmaceutice. Și deja a fost modificat, readaptat la necesitățile de acum. Am înțeles. Și dacă, ca exemplu, eu aș vrea să mă implic ca voluntar, am timp liber și vreau să ajut pe cineva, ce fac eu? Tu mergi pe website-ul voluntar.md, te înregistrezi, după care managerii acestei platforme te contactează și deja tu ai putea să ajuți, spre exemplu,
o persoană în vârstă chiar din curte s-ar putea să ajuți chiar și în afara Chișinăului, dacă, spre exemplu, ai transport. Un alt proiect pe care l-am dezvoltat a fost votdiaspora.media. Este vorba de o platformă unde oamenii din diaspora puteau să vadă la ce secție de vot dar putea să meargă să voteze președintele. Și de asemenea ce puteau ei să facă, să vadă care sunt regulile din acest an, pentru că multe lucruri s-au modificat, cum ar fi tu puteai să mergi cu pașaportul expirat deja să votezi anul acesta. Și practic oamenii se informau de pe platforma noastră unde pot să meargă, care este cea mai apropiată secție de vot, care secții mai sunt și ce reguli sau care sunt altă informație utilă pentru a vota. Foarte interesant, pentru că chiar și în Republica Moldova au fost schimbate locațiile de a vota și eu, din păcate, nu am știut asta. Dar voi ați făcut un lucru foarte bun, mai ales pentru a facilita populația noastră de peste hotare să voteze. După ce am creat aceste platforme, am început un alt proiect. E vorba despre educație și ghidarea tinerilor în carieră. Noi, de obicei, când alegem un domeniu și un subdomeniu, noi ne ghidăm care ar fi impactul și valoarea care o ducem în societate, da? Rezolvând careva probleme. Și problemele care s-au conturat în ghidarea tinerilor în carieră este despre dezvoltarea potențialului. Da? Oamenii nu își dezvoltă potențialul, nu aduc valoarea în societate, care ar putea să o aducă, din lipsa unei ghidări în carieră. Și totodată am înțeles că și calitatea vieții și partea de împlinire, de autorealizare, e vorba și de partea financiară, da? Deci, uite, toate astea într-un complex, este vorba de ghidare în carieră. Dacă nu a fost una eficientă, dacă nu ai avut parte de un proces, din păcate avem ce avem, pentru că nici eu n-am fost ghidat în carieră și, și da, a fost dificil să înțeleg ce-mi doresc cu adevărat și ce vreau să fac. Și discutând apoi cu tinerii, noi am sesizat că printre cele mai accentuate probleme a fost partea cu... deci tânărul nu știa cine ar trebui să-l ghideze. Părinții, el singur ar trebui să-și dea seama. Sau poate totuși există o instituție care ar trebui să-i ghideze. Pe lângă asta, tânărul avea problema că ajungea în clasa 12-a, jumătate de an, da, undeva prin ianuarie, și se întreba, dar la ce facultate merg? Dar la ce specialitate merg? Și era foarte mult presiune din partea părinților că trebuie să aplic la facultate, mergi mai repede, da? Pentru că toți deja au făcut alegerea atunci când ai făcut-o. E presiune enormă. Da. Uite, foarte mulți spun, sunt îndrăgostiți de niște termeni, ei nu se sesizează ce înseamnă acești termeni și nu au contact cu realitatea. Deci ei nu au avut parte de experiența practică în care să înțeleagă dedesubt acele profesii. Și majoritatea, uite, o fac pentru că cineva i-au spus. Spre exemplu, cel mai mult părinții da, influențează copilul. Și doi, de asemenea, deci el, elevul, practic este influențat de un trend. Uite, IT-ul e modă. Faci bani, da? Hai să merg la IT. Chiar dacă eu nu mă regăsesc, eu am să merg la IT. Sau mai este tot problema dată că, uite, eu nu sunt conștient, pentru că în școală nu este focusul pe soft skills, da? Abilitățile personale. Și atunci, gândirea critică, partea analitică este mai slab dezvoltată. Sau vorbim de inteligența emoțională, este de asemenea mult mai slab dezvoltată. Și deci el nu ar putea să ia o decizie cumva congruentă și care să-l definească. Da, ai dreptate. Și proiectul ăsta, într-adevăr, este unul foarte important. Vreau să ne spui cum are loc el, cum se ghidează tinerii, aveți specialiști sau cum arată un program de ghidare? Deci ceea ce facem noi de a ghida tinerii prin platforme sau soluții digitale, pentru că practic platforma este cel specialist care ar putea să ghideze și ar putea duplicată și poate fi răspândită în întreaga Republica Moldova, da? Pentru că dacă am avea doar un specialist doi, atunci ar fi cumva mai limitată. Prin digitalizare noi tindem să ajungem la cât mai mulți tineri. Prima fază a proiectului presupune cercetarea. Noi discutăm cu tinerii, atât elevii, studenții, și înțelegem provocările care se confruntă, da? Deci, cum își aleg profesia, cum are loc acest proces, unde este lacuna, unde este bariera. Discutăm cu părinții, discutăm cu profesorii, să înțelegem și viziunea lor. După ce înțelegem cum are loc acest proces, îl definim, cum ar trebui să fie pe etape și ținând cont, iarăși, de necesitățile elevilor, venim deja cu un proces bine definit, cu o soluție. Prima platformă e vorba de un catalog
tu faci cunoștință cu joburile, cu domeniile profesionale. Deci tu practic ai intrat, tu vezi câte domenii profesionale există în platforma dată, după care tu vezi fiecare job, descrierea jobului, ce abilități trebuie să poseze un tânăr ca să devină acel profesionist, după care tu vezi salariul, cum ar progresa și cum tu ai progresat, gen, spre exemplu, nu știu, ai fi la început un designer, după care tu poți ajunge la director, da, nu știu, de design. Și de asemenea tu ai putea să faci niște teste. Deci practic este și un ghid care te ghidează ca să alegi profesia dată. Faci niște teste de dezvoltare, de descoperire de sine, după care descoperi și alte profesii, vezi și alte experiențe practice în care ai putea să te implici, mai vezi centre de ghidare, mai vezi, nu știu, psihologi existenți care ar putea să te ghideze. Și atunci tu practic ai o imagine clară, complexă, cum are loc acest proces. Dar procesul e un pic diferit decât ceea ce la momentul există. Pentru că ghidarea în carieră ce presupune la momentul de față? Niște centre de ghidare în carieră la universitate care targetează potențiali studenți, da? Să-i recruteze și atunci nu au interesul dat ca chiar a face pentru toți ceilalți, da? Un proces așa mai extensiv de ghidare. Și, de asemenea, există și careva centre pentru tineret, care fac niște activități mai practice, care fac activități pentru tineri, ca să dezvolte abilitățile personale. Dar noi am identificat că acest proces e divizat în mai multe etape. Și prima etapă este cunoașterea de sine. Deci, cunoașterea punctelor forte, ceea ce te plictisește, ce n-ai putea să faci în vecii vecilor. După care, a doua etapă este cunoașterea pieței muncii, da? Tu ar trebui să cunoști ce există pe piață, care este trendul, ce joburi au mai apărut la moment, ce presupune acel job. Ai văzut din teorie ce presupune, ai luat legătura poate cu un specialist, da, asta ar fi punctul 3, să iei legătura cu un specialist în domeniu, ca să câștigi un pic din acea experiență, să ai contact cu realitatea, cu lumea reală, genul tu să fii persoana care, uite, a fost acolo, a experimentat ceva, a văzut ce fac și alții, și a decis că te mergi în profesia dată. Și după a treia etapă, deja există etapa 4 de a dezvolta acele abilități și de a câștiga mai multă experiență practică. Cam asta ar fi, da? Și-ar merge progresul în carieră. Mihaela, dar cumva primiți ajutor din partea statului pentru a furnizați toate datele astea? Ce ține de salariu, profesii? Nu știu că avem bursa muncii. Primiți ajutor sau de unde luați, colectați datele? Deci la nivel de date e un pic mai complicat pentru că noi nu avem transparența datelor pe site-urile instituțiilor publice, dar noi optăm pentru asta. Noi foarte mult ne dorim să fie date deschise, să fie transparență. E un pic mai dificil. Dacă în alte țări noi putem vedea, spre exemplu, care sunt numărul de joburi într-un domeniu și cam care sunt goluri, da? Golurile și câți oameni mai trebuie să instruiți pentru a acoperi acest gol, păi în Republica Moldova nu poți să vezi asta. Fiecare decide pentru sine unde merge. Nu... Spre exemplu, noi nu avem lemnari sau tâmplari, da? Noi nu avem. Pentru că noi nu avem o estimare cam de un număr de joburi care ar fi trebuit acoperit, da? Și să pregătească niște tineri. Aici un pic mai complex, mai dificil, pentru că noi trebuie să apelăm la site-uri cum ar fi rabota.md și alte website-uri, da, private, și să vedem acolo salariile medii, să vedem salariile cele mai mici, salariile cele mai mari și atunci presupune o muncă enormă de cercetare. Bine, și cam câți tineri au trecut prin programul vostru? Au fost ghidați în carieră? Deci, la moment, e vorba de dezvoltarea soluțiilor. Noi am testat cu ei, noi încă nu am ajuns la ghidare, deja la lansarea platformelor, asta deja urmează, da, urmează. La momentul ăla am identificat necesitățile lor, am conturat această platformă despre care vorbesc cu catalogul de profesii și am conturat și alte 4 platforme, pentru că asta ia timp ca să proiectezi o soluție, tu ai nevoie de minim 3 luni de zile să te implici așa intens, full-time. Și sperăm ca peste vreo jumătate de an să lansăm deja platformele și oamenii să beneficieze nemijlocit pe urma acestor platforme. Foarte frumos! Și mă bucur că în curând veți lansa acest proiect, pentru că cunosc o adolescentă care îmi spunea că a fost ghidată în carieră de către profa de tehnologie, da? Și ea a rămas cumva frustrată că, uite, cum ar putea să mă ajute să-mi aleg carieră? Și iată că voi sunteți o echipă de entuziaști care veniți cu aceste soluții pentru tinerii noștri.
Educația, într-adevăr, este un punct sensibil pentru țara noastră și mă bucur foarte mult că există așa organizații care fac un pas, da, spre a dezvolta și a face o educație mult mai calitativă în țara noastră. Mihaela, eu știu că tu ai făcut studiile peste hotarele țării. Tocmai ai ajuns în Olanda. Și mai știu că ai făcut o facultate în Moldova și apoi ai plecat, ți-ai schimbat. Da. Ți-ai schimbat cu totul direcția. De ce ai ales să pleci în Olanda și ce ai studiat acolo? Deci să pornim de la faptul că am făcut facultatea de stat în Republica Moldova și am făcut-o pentru că așa mi-au spus părinții și credeau că asta ar fi mai bine pentru mine și eu am spus că da, probabil da. Și am mers și am făcut limbi străine ca într-adevăr s-a devenit să fie de folos când am mers deja la studii în străinătate. Și am plecat acolo pentru că eu vreau o altă experiență, voiam să văd, să cunosc alți oameni, voiam să dezvolt niște competențe pe care eu nu puteam să le obțin aici, chiar dacă am și lucrat. Am fost încadrată deja și în câmpul muncii după finalizarea facultății. Și plecând acolo, practic am descoperit un nou sistem de învățământ, știi? Și era total diferit. Eu pur și simplu eram șocată că nu mai era lacuna asta sau gap-ul ăsta dintre profesor și student. Profesorul era cel mai bun prieten al nostru. Deci noi puteam să ieșim la o bere cu profesorul ca să vorbim despre lucruri individual care trebuie să-l predăm, da? Era minunat, pentru că ne abordam la per tu, spuneam că, uite, eu nu pot să înțeleg chestia asta, ai putea, te rog, să rămâi după lecție și să-mi explici, da, sigur, și era așa o conversație non-formală. Mi-a plăcut foarte mult partea practică acolo. Deci nu este doar teorie și să citim din cărți, este vorba de studiu de caz, unde tu chiar studiezi și vezi cum au făcut alți oameni. Este vorba de implicarea specialiștilor din domeniul privat în instituțiile de învățământ, unde ei vin și își vorbesc despre succesul său, unde vorbesc despre niște proiecte interesante. Și de asemenea, este vorba și despre vizite la diverse întreprinderi, instituții de stat, unde tu aplici ce ai învățat la facultate în proiectele pe care le realizez și le studiez, da, în afara facultății. O altă chestie minunată ce am descoperit în Olanda este faptul că, nu știu, e o atmosferă internațională. Și atunci când ești într-o atmosferă internațională unde vin studenți, pentru că am avut colegi din Anglia, din Franța, din Belgia, din Italia, din Grecia, din Spania, din China, din Indonezia, de peste tot. Și când nimerești acolo, tu pur și simplu înveți cu toate diferențele frumoase, înveți să vezi omul din altă perspectivă, să-l înțelegi mai bine. Și atunci, uite, diversitatea asta creează, nu știu, niște proiecte mai interesante. Pentru că fiecare vine cu un alt background și din diverse colțuri ale lumii. Ce-mi place la ei că 50% din clasele din instituțiile de învățământ olandeze sunt olandeze, după care 50% ar trebui să fie internaționale. Asta este, cred că, un punct foarte, pentru că noi, deși am învățat acolo și am plecat de la ei, dar am revenit înapoi, noi am oferit foarte multe idei. Mă refer la inovații. Atunci când ai diversitate, inovația se întâmplă rapid. Se vin careva idei care poate ei nu și-au dat seama de asta, știi? Și atunci se întâmplă lucrurile rapid și cu altă culoare. Începi să înțelegi că atunci când, spre exemplu, nu-ți place o persoană, nu e vorba despre persoană, dar e vorba că tu nu o cunoști suficient. Ar trebui să pătrunzi mai mult în lumea sa. Dar, în general, Olanda, chiar dacă nu este o țară, da, anglofonă, acolo mai mult de 90% vorbesc toți engleza. Și asta, la fel, m-a atras enorm și plus că stilul de viață. Toți circulă pe biciclete, e vorba de natură, e vorba de un stil de viață mult mai sănătos, care l-am descoperit acolo. Superb! Și ai luat toată experiența de acolo acumulată și ai venit la noi acasă? Aproape. Nu chiar am venit direct acasă, pentru că presupunea și un moment de practică în Asia Pacific, ce Australia, Indonezia, Sri Lanka, Singapore. Și noi trebuia să aplicăm tot ce am învățat la masterat
în practică. Deci trebuia să vedem cum se dezvoltă careva zone turistice sau niște orașe, care sunt trendurile, ce, nu știu, să venim cu careva recomandări, cum ar putea să îmbunătățească niște lucruri da, la nivel economic. Deci ai studiat turismul? Da, deci managementul destinațiilor turistice. Am învățat. Și după ce am plecat acolo, în Asia Pacific, mi-am dat seama că, wow, dar Republica Moldova e o țară minunată. De ce m-am îndrăgostit după ce am fost? Eu după ce am fost în străinătate, îți imaginezi, trebuia să plec până în Australia, până în Asia, ca să-mi dau seama cât de mult iubesc țara mea și să înțeleg că, uite, este spațiu de manevrare, că este spațiu de dezvoltare și spațiu de făcut atât de multe lucruri aici, acasă. Exact, aici, acasă. Și norocul meu este că când m-am întors, am întâlnit niște oameni minunați. L-am întâlnit pe colegul meu care la fel a revenit din Finlanda de la studii și după care am întâlnit și ceilalți colegi ai mei și uite, noi ne-am susținut în valori, în viziune și am creat Code for Moldova, am creat da, inițiativa dată. Cred că totul constă în oamenii pe care îi întâlnim. Dacă ar fi să dai câteva sfaturi tinerilor acum la început de cale, care finalizează universitățile și vor să-și găsească cariera sa, care ar fi ele? Să facă o alegere conștientă. Deci să nu se lase influențați de părinți, de profi, de trenduri, dar să facă ceea ce simt. Și când vorbesc despre ceea ce simt, ok, nu poți să-ți dai seama peste noapte ce simt eu, dar să încerce. Să citească mai mult despre profesiile date, să meargă la un specialist în acel domeniu, să vadă ce studii ar putea să facă, dar nu doar facultăți. Mai sunt și certificări și alte lucruri. Să vadă ce se face pe piața internațională și apoi să decide pentru ei. Eu cred că e o experiență enormă în care îți dai seama ce ți se potrivește și ce nu ți se potrivește și asta te dezvoltă, dezvolți abilități, cunoști oameni, practic tu, nu știu, îți dezvolți un potențial ascuns și pe care te ghidează pe traseul care ar trebui să revii, poate, inițial. Dar asta a fost o parte din traseul tău și... Și mi-e interesant, iată, voi ați făcut cercetări în topul profesiilor, da? Iată acum tinerii, dacă înainte toți mergeau la drept sau contabilitate, ca să ajungă pe avocați, da. Astăzi tinerii, care sunt topul profesiilor, da, alese de tineri? Eu am rămas surprinsă, dar topul a rămas același. Este vorba de drept și este vorba de medicină. Și o păstrează ca o tradiție. Mama cu tatăl meu este avocat și voi fi și eu avocat. Mama mea și tatăl meu sunt medici și voi fi și eu medic. Sau e vorba de IT. E vorba de IT și design. Da? Și mă bucur, apropo, partea asta creativă, că văd tineri creativi care desenează extrem de frumos, care deja au început să valorifice acest potențial și deja să câștige la liceu prin asta. IT, sunt tineri care deja câștigă din clasa 10 sume imense, care se pricep foarte bine la ceea ce fac și nu văd, apropo, ei nu înțeleg de ce ar trebui să meargă la o facultate când deja totul este gata, știi, totul e pitalger. Dar totuși a rămas practic asta trendul, a rămas același. Da, interesant. Văzusem un top care, la care se gândesc poate nu studenții, dar copiii mai mici, că vor să devină youtuberi, blogeri, influenceri. Interesant ce ne așteaptă în viitor, dar noi muncim acum ca să avem o generație mult mai conștientă în alegeri. Dacă mai vrei să ne spui ceva, Mihaela, sau noi? Vreau să vă povestesc pentru că am spus doar o mică parte din proiectul Ghidarea tinerilor în carieră. Deci eu am vorbit doar despre o singură platformă, care e vorba de catalog și de te ajuta să iei o decizie conștientă în carieră, dar mai există și alte platforme la care noi muncim și echipa a depus un efort extraordinar, colosal. Altă platformă care îmi place foarte mult și mie este vorba de mentorat. Este o platformă care conectează tinerii cu specialiști care au ajuns deja experți în domeniul său de marketing, IT, design, management sau psihologie și alte lucruri și care te ghidează în traseul tău de dezvoltare, atât personal cât și profesional.
Și adică oricare tânăr ar putea să înregistreze pe platformă și să-și dezvolte niște abilități, să-și seteze un scop, să-și seteze un program cu acel mentor și deja să... Da, mentorii sunt ai noștri sau sunt și de peste hotare? Mentorii sunt doar de Republica Moldova, pentru că noi tindem să valorificăm potențialul nostru. Oricare tânăr știe despre Elon Musk. Cine nu știe despre Steve Jobs? Dar când vorbim despre Republica Moldova, noi avem atât de multe persoane de succes, oameni harnici, oameni care au obținut, da, au obținut deja un rezultat și noi nu cunoaștem, din păcate. Și atunci noi ne-am setat drept scop să valorificăm aceste resurse. Și da, sperăm ca să atingem un număr de înregistrări cât mai mare și deja să conectăm tineri la specialiști. Da, mentoratul poate fi voluntariat la fel? Adică eu dacă vreau să înțeleg că am careva capacități și aș vrea să le împărtășesc, ce fac? Vin la Mihaela. Deci ce este important, că după cercetarea pe care am făcut-o, mentoratul este gratuit. Deci motivația sănătoasă a mentoratului este gratuită, pentru că tu deja ai ajuns la un nivel și acum este vorba de contribuție. Da? Cum contribui tu la societatea în care trăiești? Și majoritatea oamenilor de succes îi oferă mentoratul gratuit. Dacă vorbim de coaching, unde este mult mai intens, unde tu ar trebui să petreci mai mult timp, da, cu un elev sau un student, da, atunci e vorba de plată. Dar mentoratul este pro bono. Și ce ar însemna asta? Că ok, nu știu ce ar însemna asta, e pro bono. Asta e. Noi avem o listă de mentori cu care am discutat și am făcut cercetarea din Republica Moldova, dar o vom descoperi deja la lansarea platformei. Da, o vom descoperi un pic mai târziu. Da, și mai există încă careva alte platforme, pentru că din necesități am descoperit că e necesar. Ok. Din necesitățile tinerilor am descoperit că e nevoie de o platformă de conectare a elevului cu studentul. Deci tu fiind elev și vrei să înveți, spre exemplu, la universitate de peste hotare sau la noi în țară, tu nu știi nici despre viața academică, nici despre programul de studii, nici despre oraș multe și atunci tu practic ai o doză de frici. Ai o groază de frici, temeri și nu faci pasul ăsta. Dar atunci când conectezi cu un student, el ar putea să-ți relateze, da, din propria experiență, cum s-a întâmplat și ce ar trebui să faci și să vină cu suport. Și tot e un proiect destul de interesant, pentru că majoritatea tinerilor tind să se conecteze cu, da, generația cea mai apropiată. Da? Nu mă refer acum la instituții de stat, nu mă refer la profesori, la părinți, dar mai mult cu de aceeași vârstă, cu oameni de aceeași vârstă. Uite, eu vorbeam de platforma de mentorat, dar o altă platformă extrem de utilă este vorba de platforma care vine cu suport la instituțiile de stat superior, la universități. Majoritatea universităților pregătesc tineri care au mai multe abilități teoretice. Da, ei sunt foarte buni în teorie, dar mai puțin practic. Și nu au conexiunea cu partea reală, da, cu lumea reală, cu piața reală. Și necesitatea care am identificat-o noi de a aduce specialiștii din diverse domenii în universitate, de a face prezentări, workshop-uri împreună cu studenți, ca ei să înțeleagă specificul specialității care și-au ales-o. Totodată, terminând facultatea, el este mult mai conștient de ceea ce se potrivește, de ce vrea să facă și poate să conecteze, da, cu sectorul privat mult mai ușor. Nu avea să reușim dacă nu avea să fie suport partenerilor noștri din România. Pentru că sunt inițiative similare în fiecare țară din lume. Spre exemplu, mă refer la Code for America, Code for Deutschland, Code for All, dacă este în general o instituție globală. Dar Code for Mine sunt cei care practic ne-au transferat know-how-ul și ne-au ghidat în stabilirea procesului, stabilirea unui sistem, la ce să tragem atenția și cum să lucrăm în general. Cred că a fost timp record datorită lor și datorită echipei, care toți sunt motivați, pentru că nu e vorba de bani. Nu e vorba că, uite, eu îți dau bani pentru a face un lucru, dar e vorba că mie îmi pasă de acest proces, mie îmi pasă de acest proiect și abia aștept să văd impactul acestui proiect. Și atunci e alt tip de motivație pe lângă bani. Cu siguranță. Și aveți nevoie de oameni care să vă ajute? Avem nevoie. Avem nevoie pentru că e un proces extrem de dificil. Ne dăm seama că nu avem date transparente, noi nu avem oameni care să înțeleagă ce facem până la capăt.
și să fii deschiși la, la cercetări, dar e un pic cu mai multe impedimente pentru Republica Moldova, pentru că am făcut cercetări și în Asia și în Europa și era vorba de altă mentalitate. În Republica Moldova asta e un, da, sunt careva blocaje la acest compartiment. Dar susținerea în ce constă pur și simplu într-o singură mențiune pe Facebook sau pe oricare altă rețea de socializare, că uite, ăștia fac niște soluții minunate sau uite, m-a ajutat soluția dată, soluția X și aș vrea să comunic despre asta. Sau fie, uite, donez pentru mentenanța acestei soluții, dau o sumă X lunar, poate pe Patreon sau pe alte platforme, da, codefor.md, site-ul nostru, sau poate chiar contribui cu voluntariat, să se implice, da, vreau să fac parte din echipa asta, vreau să fac cercetare împreună cu voi, vreau să fac parte de proiectarea soluțiilor, da, mă refer la design și la înțelegerea comportamentului utilizatorului, sau vreau să fac comunicare pentru, da, această echipă, vreau să fiu și eu partea comunicării, sau vreau să scriu cod. Vreau să scriu cod pentru că soluții open source, ce este un concept nou pentru Republica Moldova. Uh-huh. Open source-ul e conceptul care promovează transparența, care promovează contribuția a mai multor persoane pentru un proiect și asigură continuitate. Deci nu aparține soluția, nu știu, unei companii sau instituții, a fost creată, ea poate fi preluată de oricare altă instituție și organizație și să nu se dubleze resursele și în același timp, dacă este o problemă tehnică, oricine ar putea să o fixeze, pentru că ea nu este închisă. În fel de... Eu coco plăcintă, o tai și îți dau și rețeta. Știi? Adică cam asta e open source-ul. Adică e de toate. Și da, e vorba de implicarea fiecăruia de noi. Dacă nu ne vom implica noi, dacă nu ne vom da seama că schimbarea pornește de la fiecare de noi, atunci nu putem, nu cât o să așteptăm schimbarea să vină din altă parte. Mihaela, îți mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat astăzi să te împărtăși cu noi despre experiența ta în domeniul în care activezi și te mai așteptăm la noi, cum mai aveți noi proiecte și dacă doriți să vorbiți despre asta, noi te așteptăm cu mare drag. Totodată vreau să mulțumesc locației Artcore pentru gazdă și echipei de filmare Pascaru Production. Ne vedem în interviul următor.